Vai ce bine am dormit. Și uite ce haine frumoase ne-a pregătit mami, că mergem la colindar. Ingrid, uite! Și multe cadouri. Bun. Păi da, stai, dar n-a venit moșul la voi deja aseară? Păi ba da! Da, a venit a doua oară. A doua oară? Și se pare că a adus și pentru bunii Julia. Ok, da. Sasha, Vlad, Eric, Adina, mm-hmm. A adus pentru rudele noastre și prietenii, da. Bun. Păi astăzi mergem la colindat, înseamnă. Da. Dar hai, arată-mi ce face plovărul tău, că știu că e un plovăr special. Plovărul meu? Asta. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Și Ingrid, tu? Cum ești îmbrăcată, Ingrid? Ce ai pe tine? Un ren? Da. Și are sclipicioase. Dar ce ai acolo în mână? Un LOL. Un LOL? De la moșu, dar l-a luat rapid. Primul tău LOL? Da. Asta e glitter din ăla serie nouă, nu știu ce, că poți face om bine, de zăpadă, Sebi, ia uite. Cred că aici e un capitol pentru fete. Da. Așa că mai bine stai și te uiți. Ingrid. Eu vă arăt acum, deci vom face această mașinuță. În luna ianuarie și sfârșitul lui decembrie vom face ce cărți citesc eu, pentru că am primit Ninja Kid, o carte care mi se pare faină. Am primit IQ, deci o să facem toată colecția de IQ într-un episod, pentru că celelalte n-am avut toate IQ-urile și vreau să fac o recapitulare. Da, și atunci când ne-ai arătat când le-ai arătat prima oară, nu aveai atât de mulți abonați și da. Cred că acum lumea vrea să vadă cum se face treaba asta cu IQ. Și acolo ce ai? Aici? Da. O mașinuță X-Scorpion de la Noriel cu telecomandă. Am auzit că se îndoaie, merge pe chestii, se învârte chestii. Deci, da, e faină. Asta trebuie să o filmăm afară, undeva pe teren abrupt. Să o testăm la cum se îndoaie, ce suspensie are. Afară în curte, nu? Nu-i chiar teren abrupt, dar afară în curte. Ok, atunci pe la vecinii care au casele în construcție și... Da, pe nisip, pe chestii. Am Mergem înțeles. Pe stradă pe pietre, că noi avem stradă din pietre. Ok, Ingrid, tu cum stai acolo? Eu vreau să-l deschid. Uite, Ingrid, de la fermoar. Îi tragi. Aoleu. Gata. Lasă-o pe ea acum. Deci care e toată șmecheria asta cu LOL-ul păcii? Eu tot am văzut pe YouTube atâtea fete cu LOL și... Da, la toate fetele le place LOL. Nu-i nicio fată... Oh, ce e aici? Oh. Deci o fetiță plus clopoței sau... Ce cum? Hai, uite, da. Mai ai un fermoar. Uite, deci eu vă arăt cam ce conține. De sus, Ingrid, uite, ai un fermoar de sus, Ingrid. Deci, vezi că ăla e josul fermoarului. Avem o foaie. Uite, arată și o săgeată. O foaie, Sebi. O biluță, chestii. Hai să deschidem ăla, că eu ăla-s curios. Dublu fermoar. Mai ajută-i odată fermoarul. Păi are dublu fermoar. Stai. Gata. Acum. Bun. Ok, eu sunt curios ce-i tipă. Am auzit că le strălucește părul. Ha? Ha? Ce e aici? N-o deschide. Ingrid, mai bine n-o deschide. Hai să deschidem totuși. Ceva se întâmplă cu LOL-ul ăsta. Bun. De ce avem o pungă? Uite ce fain e acesta cum face așa. Ah, deci clipiciul este doar în... Între capac. El. În capac. Într-un fel are... Deja mă gândeam că trebuie să scot aspiratorul. Cu groază. Asta cred că e de baie. Nu, cred că e păpușa, pentru că unde e păpușa, totuși. Sunt ceva pungi. Deschide, Ingrid. Bun, deschide punga, rapid. Din pungă în pungă? Păi, dar ce e aici? Numai pungi ți-au dat ăștia cu LOL-ul lor. Aici e păpușa! Wow, și are păr.
părul sclipitor. Uite ce fain arată. Are ea din asta în gură. O, are gumă de mestecat, da. Cred. Însă da. Guma de mestecat, vedeți, face bilă de aia. Ca și Bibi din Brawl Stars. Ce e asta? Da. DVD. DVD. Le auzi la mine, CD. Asta ce e? Ca și Bibi, umflă, umflă guma. N-are părul la fel, dar umflă guma. O cordeluță! Wow! Sau nu-i cordeluță? O gentuță! O poșetuță ceva. De porcă, cordeluță nu prea seamănă. Ok, Ingrid pune după aia accesorile. Deci acum înțeleg care e nebunia asta. Biberon! Și aici avem colecția? Vedem după. Acum înțeleg care e nebunia. Păi da, desfaci la LOL-ul ăsta, devine acru. Papucei! A, de fapt, acolo asta primești toate lucrurile ca să o îmbraci. Da, da. Ne avem două punguțe. Bun, nu știu dacă fac ce trebuie, pentru că nu sunt expert în LOL. Wow, ce? Stai, că aici ai ceva specialuț. O, uite. A, știu ce e asta. Asta? Ăsta ar veni pus așa, după mai vine una peste și încă una peste și se face un om de zăpadă. Din LOL-ul. Ultima punguță. Din biluțe da, de LOL. Da, haine, nu primește păpușica asta. Bagi LOL-ul în apă, guma se poate scoate și... Deci, hai să vedem. Ok. Poți să bagi apă înăuntru. Hăinuțele. Hai să o îmbrăcăm. Hai să o îmbrăcăm. Au și un suport. Au și un fel de suport, da. Cred că trebuie să îi bagi fără bocanci în picioare. Da. Scuze. V-am zis că nu sunt expert în LOL. Dar sunt foarte sclipicioase toate. Adică deja ne-am umplut de sclipici. Parchetul și toate. Deci tati, totuși adus. Totuși o să trebuiască puțin dat cu aspiratorul. Eu nu înțeleg la faza asta că zice să bagi apă. Aici desfaci, cică. Bagi nu apă desfac, și ceva. Nu desfac, că se împrăștie tot. O, uite, deci. Asta, bagi biberonul în apă. Ha? Nu înțeleg. Deci asta o bagi deci în apă. Deci pasul 1, scoți dopul. Da. Pasul 2, îl unești cu partea cealaltă. Da. Pasul 3. Bagi apă. Bagi apă acolo. Nu, pasul 1 pasul scoți. 2. Pasul 1 scoți dopul, îl desfaci și după bagi apă în el, închizi asta, scuturi 30 de secunde. Îl tot scuturi, după îl pui aici și ce? Ok. A, și după aceea de... îl pui pe ăsta. Da. Și pe ăla pui și ăsta. În ăla și... stă păpușa. Da, dar ăsta unde ar veni pus? Lipit. A, aici. Uite. Are logică, are sens, chiar are sens. A, și în spatele păpușii se vede fain. Și uite, așa trebuie să faci la toate. Stai. Deci avem Glitter Glob, Fluffy Pets și Lils. Ok, ciudat. Bun, deci dopul din gură. Îi scoți... Da, nu îi scoate dopul din gură deocamdată. Nu-i dop, e gumă. Îi scoți guma din gură, iei biberonul, bagi în apă, îl bagi în gură. Și o să aibă părul sclipicios. Și după? Vreau să încerc. O dezbraci. Sau nu, o strângi de cap și scui pe apă. Vai, și o dezbraci, o bagi în apă și schimbă fața. Vreau să încerc. Cool. Deci asta e chiar fain. Deci, Sebi, tu zici ce trebuie să fac acum. Trebuie să o dezbrace? Nu înțeleg. Bine, hai să ne elucidăm. Misterul. Elucidăm misterul. Deci, hai să vedem și colecția. O prima oară, hai să o îmbrace pe... Hai noroc, sănătate. Ok. Hai să o îmbrace pe păpușa asta. Pe păpușică. Parcă e un băiat.
Seamănă cu un băiat. Nu știu dacă nu e băiat. Sunt curios. Ok, Ingrid se chinuie mult. Ingrid, nu dai voie mie? De la ce vârstă e lui Elul ăsta? Scrie pe el? Nu cred. Nu, Elul de obicei nu prea au vârstă. De la 3 ani în jos nu e voie, uite. Ok, am înțeles. Bine, hai, gata păpușa îmbrăcată, gata? Nu. Dar chestia asta, ce e? Poate un indiciu. N-ai voie să o desfaci, că altfel o să curgă sclipiciul. Nu vrem asta. Bun, deci ar veni așa, cumva? Ciudat. Gata, îmbrăcatul? Nu. Pisicii era, să zic, păpușii. Bun, văd și eu că e greu. Și... păpușă plus clopoței. Stați. Deci, bluzica e super greu de luat, de pus pe păpușă. Bine, hai să oprim un pic filmarea, să ne dăm seama ce se întâmplă cu toate apele alea și ce trebuie făcut. Da. După care reluăm. Bine? Ai pus bluzica, bun. Acum ne punem să citim instrucțiunile, să vedem ce se întâmplă cu apa, bine? Da. Revenim imediat. Eu până atunci mă duc să mai încerc chestia aia cu apa. Păi. Am revenit, acum că am încercat toate lucrurile care țin de apă. Da. Așadar, ce funcționează și ce nu funcționează? Primul și primul rând avem aici... Biberonul, când îl strângi în gura ei, iese apa, curge din gură. Curge din gură, deci nu prea merge aia cu pușcatul de apă. Da. Dar în schimb globul cu apă merge? Da, merge faza. Vedeți și voi, s-a făcut apă albastră. S-a făcut apă albastră. Și acum, stai un pic. Și dacă am pus LOL-ul în suport, îl vedem frumos cu sclipici în spate. Cu de toate. Da, asta mi-a plăcut. Asta mi-a plăcut și chiar funcționează. Și mie, deci, uite. Cică astea... Uitați, își fac pe burtă o față. Da? Își fac pe burtă o față? Care au chestia asta roz cu steluțe. Și astea scuip apă. Ceea ce nu cred că nu funcționează. Nici la schimbat fața pe burtă sau ceva. Păi nu avem de unde să știm, pentru că nu avem modelul ăla. Noi îl avem pe modelul care scuip apă. Da. Și deocamdată scuip apă și scuip apă prin păr pe peste tot, nu? Da. Nu prea se umple cu apă. Am încercat și cu biberonul să umplem. Și am încercat și să o băgăm în apă. Și când am băgat-o în apă, ce s-a întâmplat? S-a dat jos clipiciu. Se dă jos clipiciu. Deci, merge bine partea cu globul. Merge bine să te joci cu ea ca și păpușă. Dar, sau să-mi țică și un glob. Așa, dar noi nu vă sfătuim să băgați apă în LOL, pentru că apa va curge peste tot. Da. Și dar vi se dă jos și sclipiciu. Dacă vreți să vă prefaceți așa că dați apă, scoateți guma și vă prefaceți că dați apă, asta puteți să vă prefaceți că e suzetă. Mm-hmm. Da. Bun, mai vreau să vă arăt ceva. Uite, am aflat și asta ce e, de pirat, așa, că e un băiețel. Eu mă întreb, care sunt celelalte mai mici și așa, ca să facem omul de zăpadă. Mai mic, pentru mai că eu vreau să fac omul de zăpadă. De ăla sunt chiar curios. Da, și eu. Da. Mm-hmm. Bun. Până data viitoare. Da, nu uitați să dați like, să vă abonați și pa, pa! Mm-hmm.